Vom discuta cu ei despre ce business poți să faci într-un oraș în care traficul este un coșmar. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua și mulțumim de invitație! Voi reprezentați două companii de trotinete electrice, un business ideal într-un oraș supraaglomerat cu o densitate de oameni foarte mare, cu un număr foarte mare de mașini și cu o infrastructură despre care știm cu toții că nu este deloc ideală. Cum s-a întâmplat intrarea business-urilor pe care le reprezentați pe piața din România? Foarte scurt, împreună cu cofondatorii, la o vizită în Statele Unite, am descoperit acest nou trend. Ne-a plăcut foarte mult. Ulterior am dezbătut mai în glumă și lucrurile s-au dus într-o zonă de concret. Ne-am pus ideile pe hârtie și am spus că această zonă central este europeană, ar putea să fie o zonă în care noi ne-am putea dezvolta. Și la începutul acestui an, pe 19 aprilie, am fost prima societate, prim operator de trotinete electrice din București. La noi a venit, să zic, oarecum natural. Noi chiar avem o vorbă internă, se cheamă We Move at Lime Speed. Știți că Lime, fiind liderul mondial, suntem deja undeva în 100 de orașe, în 25 de țări. Și oarecum natural, Bucureștiul fiind, după cum știți, în topul orașelor la nivel de aglomerație, ne-am gândit că e o extindere naturală, adică extinderea în Estul Europei este un lucru la care ne-am uitat în mod constant și Bucureștiul, clar, ne-am gândit că și s-a dovedit a fi o opțiune foarte bună, pentru că este dificil să mergi cu mașina în București, există o aglomerație foarte mare, poluarea cred că și aici e o problemă și după cum vedeți, adopția e deja foarte bună, adică suntem foarte mulțumiți. Dar ați făcut studii înainte să intrați pe piață? Desigur, da, și suntem și noi foarte bucuroși și putem să raportăm că presupunerile noastre vis-a-vis de piață au fost întrecute. Câte trotinete aveți în București în acest moment? Noi am pornit cu o flotă de câteva sute pe care am distribuit-o pe străzi în funcție de nevoia din piață și ne dorim ca în perioada imediat următoare să ne extindem și noi flota și să pilotăm și cu alte modele pe care îl vedem la competitorul nostru și clienții noștri ne spun că și-ar dori să vadă trotinetele noastre și în weekend pentru a le folosi pentru agrement. Noi în primă fază ne-am propus doar să descongestionăm traficul în orele foarte aglomerate, dar nevoia de agrement există și o vom adresa probabil într-o perioadă imediat următoare. Noi am fost, ne-am grăbit puțin mai mult, am fost mai agresivi, acum avem o flotă de undeva la 1000, deși am lansat abia în mai. Cum gândim noi lucrurile față de flotă? Adică Lime poate este mai mult decât un simplu produs în piață, așezat pe stradă, este un serviciu. Adică din studiile interne, ce am observat noi, este că un client, dacă nu are un Lime la o distanță de, spunem, a block distance, adică una, două străzi, renunță la acea cursă. De aceea noi facem un efort activ să gestionăm flota în asemenea măsură când cineva are încredere că poate găsi un Lime. Adică ce vrem noi să propunem spre mintea consumatorului este că te poți baza pe Lime să mergi cu trotineta când vrei tu. De asta noi avem și modelul dockless, adică noi nu folosim stații de încărcare în oraș, tocmai pentru că vrem să lași oriunde, să-l iei de oriunde și să ai suficiente cât să fii sigur că găsești un Lime oricând. Pentru noi asta este absolut o prioritate și de asta zic că vorbim poate chiar de serviciul Lime mai mult decât de trotinetele Lime. Am înțeles, dar voi targetați același tip de clienți, nu că n-ar fi loc pe piață pentru toată lumea, pentru că din ce văd, cred că mai este loc pentru încă 3-4-5 companii de același tip. Targetați corporații, targetați pe oricine vrea să se deplaseze din punctul A spre punctul B sau cum funcționează? Targetăm, după părerea noastră, oricine peste 18 ani până la poate peste 60 de ani este în targetul nostru și credem că poate folosi și poate fi de folos oricărui cetățean al orașului. Deci, nu, în momentul de față am văzut early adopter și mai persoane mai tineri, persoane din corporații, dar nu este o regulă și cu siguranță ce timpul va trece va deveni din ce în ce mai răspândită și pentru alte categorii de persoane.
Adică eu personal am stat, să zic, cu cineva de 60 de ani și l-am învățat să meargă pe trotinetă, deci pot să confirm. Și era că fericit. Era absolut fericit, adică lumea este absolut încântată și de asta avem și o adopție foarte bună. Lumea înțelege valoarea adăugată, dar până și eu, e o experiență în primul rând frumoasă, produce mai puțină frustrare decât condusul. În foarte multe cazuri depinde de ora, ajungi mai repede unde îți dorești și mai ești eco-friendly. Adică dacă e la un loc, toate astea e justificare foarte mare să o folosești. Cred că de ce nu este chiar mai popular e că lumea încă n-are curajul să încerce, dar suntem absolut siguri, repet, toate avantajele luate la un loc că va prinde din ce în ce mai multă amploare. Și total de acord, nu ne limităm la o categorie în niciun fel. Teoretic vorbind, adică ideea de micromobilitate trebuia să adreseze situația de, se cheamă first and last leg of journey, adică când te duci până la transportul public și după sau ce... până la metro, o lași acolo. Mergi cu metro, o iei din nou. Ce se întâmplă în București și vedem noi, e un mix absolut total, adică ok, este această clasică utilizare a trotinetei electrice, dar sunt oameni care merg dintr-o parte în cealaltă a Bucureștiului. Sunt oameni care să-și propun ca și agrement, merg în jurul Herăstrăului o dată de două ori, de trei ori. Adică utilizările este atât de mixte și să zic și clima ne ajută și atitudinea României, că românul adoptă destul de ușor tehnologie din câte știm în general. Și tocmai asta a creat foarte, foarte multe use case-uri și ceea ce încercăm noi din nou prin a fi peste tot este a-ți oferi oportunitatea de a folosi cum vrei. Atâta timp cât, evident, mergi regal, respect. Și o plătești. Și o plătești, este una din condițiile pe care le impunem, din păcate sau din fericire, că trebuie să și plătești. Dar asta încercăm, să fim acolo pentru când ai nevoie. Dar apropo de a plăti și de atitudinea românilor în general, care sunt provocările unui astfel de business? Că totuși voi aveți niște trotinete lăsate pe stradă la îndemâna oricui, să spunem așa. Pot să vă spun că cea mai mare provocare pe care am avut-o a fost aceea de a educa. Probabil datorită momentului la care am intrat și fiind singuri și primii, dar pentru o oarecare perioadă de vreme, am văzut că foarte multe categorii de oameni nu înțelegeau ce se întâmplă cu aceste trotinete și au fost tot felul de situații pe care le-am gestionat și în momentul de față pot să spun că lucrurile s-au așezat bine. Deși poate pare o provocare, este unul din marele avantaje a trotinetelor electrice că sunt peste tot, adică ne scade foarte mult nevoia de a face reclamă, practic noi avem o pancardă mergătoare, înțelegeți? Și practic lumea văzându-le se întreabă ce e cu ele, după care investigând puțin situația, poate se gândește să folosească o astfel de trotinetă. Și da, adică deși evident în orice piață nouă sunt probleme, procesul de educare pieței pare că a fost unul relativ rapid, adică am văzut o scădere drastică a așa ziselor probleme. Lumea încă trebuie să înțeleagă că nu au ce să facă cu ele, chiar dacă, așa zis, le fură sau le iau spre păstrare puțin, pentru că sunt ele, în momentul în care nu le folosești cum trebuie, că nu le deblochezi prin aplicație, unul nu se pot mișca, trebuie să le împingi foarte greu, nu ai ce să faci cu piesele, ea în sine s-o muți din punctul A în B e un efort și din experiență zic că îți mai dai și peste picioare cu ea, adică, repet, experiența este absolut groaznică și nu ai ce să faci cu ea, adică nu are valoare de revânzare. Lumea înțelegând asta, lucrurile merg ok. Da, la prima vedere a văzut aulă ceva gratis pe stradă. Nu e cazul și suntem și noi într-un proces de educare și o să fim cât mai vizibil, colaborăm cu poliția, ne dorim să educăm prin poliție. Și nu, adică nu vă probleme. V-ați fi așteptat în este, adică ne-am fi așteptat în este Europei și managementul nostru zic că ar fi probleme. În moral n-au fost probleme comparative, adică noi avem avantajul că și cum, da, exact. Da, noi avem și avantajul că putem să comparăm piețe. Și nu e niciun caz o piață în care să zic că, Doamne, e o problemă cu dispariția tot, nici pe departe. Dar lumea desigur învață și suntem aici să educăm și asta e un efort comun din toate direcțiile. Adică e o piață nouă. Lumea învață și totul se bine, sigur. Dar apropo de asta, cum e România în comparație cu celelalte piețe pe care sunteți voi? Sigur, România e o piață bună, asta pot să spun. România e o piață în care trotinetele sunt au rată de utilizare bună. La noi diferă, sigur, și dimensiunea. Ce înseamnă rată de utilizare bună? Rată de utilizare bună înseamnă că lumea cu entuziasm folosește trotinetele poate mai multe ori deodată pe zi. De două, trei ori? Nu pot să intru în specific, dar cred că dacă cineva se uită în jur și vede entuziasmul și bucuria cu care lumea folosește trotinete, plus că le vedem peste tot în mod constant. Cred că pentru oricine e lesne că România este o piață bună și ceea ce mă bucur din nou este că România e o piață care acceptă trotinetele electrice, adică mai sunt situații comparativ în alte țări în care rații guvernamentale și etc. cauzează, să zic, o limitare în număr de trotinete, adică sunt orașe foarte mari care nu pot să aibă decât 500 de trotinete, ceea ce nu e o
nu e natural, adică ai o piață de mii de trotinete. Dar aici autoritățile au fost foarte deschise și tot timpul a fost o conversație deschisă, ceea ce mă bucură, și în același timp românii au adoptat foarte repede și cred că au privesc pozitiv acest fenomen. Este fel de mișcări pro-electric, adică și a fost și acel fenomen de trotinete private care a crescut în paralel. Deci cred că România e o țară destul de electrică și verde, ca să spun așa. Cum e România pentru un startup? România, cumva, motivul pentru care am ales Bucureștiul a fost pentru gradul de dificultate mai mare față de alte orașe din țară sau din regiune. Și cumva am zis, haide să pilotăm aici. Să testăm. Și da, dacă vom reuși aici, șansele să reușim în alte părți sunt foarte bune. Dar voi plănuiți să vă extindeți și în alte orașe din România? Avem planuri să ne extindem operațiunea în mai multe orașe din România și în regiune. Noi ne uităm activ întotdeauna la oportunități de extindere. Diferența la noi e că e o analiză globală. Adică putem să ne extindem în Grecia, putem să ne extindem în România, putem să ne extindem în Franța. E o decizie, să zic, integrată. Dar întotdeauna suntem deschiși. De ce nu? Adică, după cum ziceam, dovedesc, domnule, Bucureștiul s-a dovedit o piață ok. Cred că sunt și alte piețe care poate fi ok în România. Dar planurile pe anul ăsta care sunt? Să vă consolidați piața din București, să vă extindeți, să aduceți mai multe trotinete, să faceți parteneriate cu corporații, nu știu. Pentru noi, în perioada imediat următoare, va fi un punct foarte important pentru Wolfi. La scurtă vreme, după ce am intrat pe piață, ni s-au confirmat anumite temeri pe care le-am avut și începuseră să apară din ce în ce mai mult de la industria, de la jucătorii multinaționali internaționali, și am văzut că sunt niște probleme odată cu durata de viață a trotinetelor. Da, exact. Cu tot supply chain-ul și cu modelul operațional. Și ne-am bucurat cumva de resursele țării și istoricul României ca țară industriașă și momentul acesta în care avem foarte multă resursă în IT, și am zis, haide să o luăm de jos în sus și să vedem în ce măsură este posibil să creăm o trotinetă robustă, uh-huh, care să ne confirme planul de afaceri și să ne ajute și în modelul operațional. Și mai multe iterații, am avut un prototip pe care îl testăm, lucrurile arată foarte bine și din această toamnă ne vom consolida piața locală cu aceste trotinete made in România. Pentru că le faceți în București sau unde? Nu le vom face în București, vom folosi două locații unde ne-am făcut câte o enclavă în aceste unități de producție care pot asigura crearea de diferite vehicule cu o capacitate bună, și în foarte scurtă vreme o să anunțăm și posibilitatea, pentru că ne dorim și noi democratizarea și către orașe unde nu neapărat ar face sens pentru noi. Și am avut mai multe persoane care ne-au întrebat de flote mai mici pe care și-ar dori să le opereze, și atunci vom lansa o platformă prin care operatorii locali vor putea să cumpere de la noi flota și să le acordăm accesul pe platforma noastră informatică în România și în zonă. Foarte interesant, mă dă. Noi, clar, prioritatea este să consolidăm, adică credem că mai există potențial în București. Pentru noi e un efort constant de optimizare. Tocmai asta vorbeam de serviciul Lime, adică noi reanalizăm săptămânal, manual, plus totul în spate se întâmplă digital, care sunt cele mai bune zone de deploy, cum putem să servim mai mulți oameni, cum putem să maximizăm rata de utilizare a trotinetelor și, apropo de nivelul de viață. Deci noi suntem la treilea model și numai la treilea model a avut 12 iterații. Adică investim foarte mult în a prelungi. Asta înseamnă că? Asta înseamnă că are un model de un
o lungime de viață foarte, foarte bună, adică foarte competitivă la nivel de industrie și ceea ce e foarte important pentru noi, plus că e foarte robustă și asta ajută și la siguranța utilizatorilor. Noi și din poziție, dacă ați văzut la noi, se stă mai drept cumva, credem că asta ajută să fii cumva mai aware la ce se întâmplă în trafic și în același timp, la gropi și astfel de situații, fiind o foarte robustă trotineta, cred că există un avantaj tocmai să nu creăm accidente și etc. Deci asta adunat ne dă o oportunitate foarte bună de consolidare. Mai există, cred că, potențial în București fără niciun dubiu și lucrurile pot fi din ce în ce mai bune. Adică e o piață în creștere, ne uităm la piețe mari, într-adevăr, și chiar credem că aici mai e loc, să zic, de extindere. Anul acesta, spre anul viitor, sky's the limit, ca să spun. Vă gândiți și la alte vehicule electrice, în afară de trotinete? Noi chiar ne gândim și la alte vehicule electrice. Din ce am putut noi să ne dăm seama și urmărind consumatorul, am văzut că există, așa cum spuneai mai devreme, există totuși oameni care încă evită momentul de a încerca o astfel de trotinetă. Sunt unul dintre ei. Păcat, ar trebui să încerc. Nu cred că este un alt vehicul cu o curbă mai mică de învățare. Și dar de ce ți-e frică? Ți-e frică sau de ce? Am tocuri tot timpul. Nu e o problemă. Nicio problemă. Absolut. Și sincer, traficul din București e groaznic. Selectiv există zone unde există asta, piste de biciclete. Ne-am dorit, desigur, să fie mai multe zone cu astfel de piste, dar aia e o zonă foarte bună pe încercat. Din nou, zona de parc. Chiar e o oportunitate bună, ca să zic așa. Deci, alte vehicule pentru oamenii ca mine. Noi ne uităm la... Am încercat deja un prototip pentru o mopedă și probabil în perioada imediat următoare o vom pilota. Iar pentru viitor, așa cum spuneai și tu mai devreme, sky is the limit. Nu vrem să ne limităm. Dacă ne vom demonstra că vehiculele pe care le vom produce vor fi de calitate și va exista cerere, vom continua să inovăm și oricât de mult va fi necesar. Noi avem mai multe produse la nivel global, adică avem și partea de biciclete asistate, etc., dar ce cred ce e vizibil în București, că este o piață de trotinete electrice, adică clar Bucureștiul, aici vrem să înaintăm. Dar de ce nu veniți și cu bicicletele, dacă oricum le aveți deja în portofoliu? Pentru că, cel puțin din punctul meu de vedere, și aici vorbesc pe base de ce recomandări aș face eu, trotineta rezolvă o problemă, să zic, mai mixtă, adică are mai multe tipuri de utilizări. Poți, într-adevăr, foarte repede să te duci la birou, de exemplu, fără să faci un efort fizic. Cu bicicleta, chit că e asistată, trebuie ești să... în costum, trebuie să faci așa, etc. Cu trotineta mergi foarte ok în costum, nu ai absolut nicio problemă, te duci la birou, începi să lucrezi. Bicicleta ar avea, cred că, o serie de utilizări mai mici, după care probabil ar trebui parcat într-un anumit loc, etc. Adică asta e, noi de asta tot vorbesc de serviciu. Vrem să poți să folosești produsele Lime, ca să-mi zic trotinetele Lime, în cât mai multe condiții și cât mai ușor. Și deocamdată trotineta servește asta foarte bine și recomandarea mea personală este să împingem partea asta pentru că, repet, poți să mergi mai mult, poți să mergi mai repede, e o alternativă la mașină, cu asta reducem traficul. Bicicleta s-ar putea să fie, cel puțin în România, o chestie mai mult de agrement. Sunt opțiuni de folosire a bicicletelor destul de mult. Ok, nu e asistat electric, dar nu cred că asta e neapărat problema. Adică ai o piață oarecum servită și o piață preponderent de agrement, ce obțin din punctul meu de vedere. Ce alte tendințe mai vedem pe piața asta de, cum să o denumim, tendințe în... De mobilitate. Da, electric mobility se numește ea. Da, noi ne dăm seama că tot ce se spune că viitorul este electric, și da, mobil. Este probabil sharing, da, în regim sharing, în bună parte, și multimodal. Și ce înseamnă multimodal? Multimodal înseamnă să te deplasezi dintr-o locație în alta folosind cât mai multe vehicule care să-ți fie la îndemână. De exemplu, dacă ne-am dorit să ajungem de aici la Romană, să ai prin intermediul unei aplicații care înglobează cât mai multe servicii de mobilitate la nivelul unui oraș, publice sau private, să îți spună, ok, cobori și vei găsi o trotinetă, mergi 50 de metri, găsești o trotinetă Wolfi sau Lime, cu care vei merge până la prima stație de metrou, iei metrou și ai coborât la Romană. Asta este o modalitate
bună, care a fost deja demonstrată în câteva orașe, cu siguranță va prinde aripi. Și ambiția noastră pentru viitor este să reușim să aducem cel puțin serviciile publice de transport din București în aplicația noastră, pentru a aduce astfel mai mulți oameni, a face mai mulți oameni să renunțe la mașină, să folosească transportul în comun și alte metode care asigură gap-ul dintre stația de metrou și destinația finală. Aici fără niciun dubiu de acord. Adică mai citam și studii și toată lumea susține că viitorul multimodal are absolut sens și într-adevăr că Connect se vor dezvolta platforme care vor susține acest mod de mișcare multimodal. Ce aș face, adică asta e tendința globală, sigur, dacă suntem foarte specifici pe București, cred că asta e un moment în care abia acum încep să avem alternative. Adică România, în mod natural, ownership-ul de mașini, cred că era aproape 2 pe cap de locuitor la un moment dat. Adică... Așa este. Și probabil că este oameni... în creștere. Dar cred că acum va fi oportunitatea să fie în scădere. Adică global se va trece spre mașini automate fără niciun dubiu, mai repede sau mai târziu. Lumea le va adopta... Și către mașini electrice. Electrice în prima fază, după care automat, adică shared ownership-ul va avea un impact financiar mai mare. De ce? Pentru că investiția să ai o mașină nu va mai fi atât de mare. Adică tu vei plăti strict pe utilizare. Faptul că mașina se va putea deplasa de la un om la altul în loc să stea în garaj va face o distribuire a costurilor și practic oamenii va fi absolut logic economic să nu-ți mai ia mașină, ci să fie și parte în acest sistem integrat de mașini automate și acest lucru va împinge foarte mult. Adică eu sunt fundamental că un avantaj economic e un driver de schimbare. Deocamdată e mic, ok, și mai ales la mașini electrice, e mai scumpă, nu o să-ți iei mașină electrică acum, va fi mai ieftină mașina electrică, va fi mult mai ieftină mașina automată, deci ne vom mișca încolo și aici va să vină trotinetele, interesant, că s-ar putea să fie ultimul lucru pe care mai conduci, deci în 10-15 ani când mașinile vor merge singure, pe o trotinetă o să mai ai plăcerea să mergi dintr-o direcție în alta tu și poate cum va fi un motiv în plus să ne așteptăm pe termen lung la o dezvoltare a acestei piețe de trotinete. Și ce mă bucur, repet, este că astăzi în București începem să avem opțiuni să nu-ți mai ai o mașină, că până acum ce făceai, nu-ți mai ai mașină, ok, aveai doar metrou sau poate transportul public, dar astăzi poți merge cu trotineta. Astăzi mă mai gândesc de două ori dacă vreau să schimb mașina. Astăzi mă mai gândesc de două ori dacă să-mi iau mașină. Deci în câțiva ani o să vedem și aici, ca în alte orașe, probabil ce se va mai întâmpla la un moment dat va fi și o taxă de poluare și o taxă de aglomerație. Care sunt logice. Care sunt absolut logice și sunt greu de implementat, dar ne apropiem spre direcția în care vor fi necesare. Va deveni deja mai oneros să ai o mașină. Deci fără niciun dubiu, cred că suntem aici să învățăm și o să fim acolo exact când va fi această schimbare. Deci, absolut la fix, aș spune. Cum ați ajuns voi doi în aceste business-uri? Pentru că aveți background-uri diferite de trotinetele electrice și de operațional. În ceea ce mă privește, nu aș putea spune că am un background departe de operațional, ba chiar este foarte operațional. Am avut un business de contracting în Statele Unite. Am avut până de curând un business de security, ambele foarte foarte operaționale. Așa că a venit un business de security însemnând mai detaliat un business de securitate, de securitate fizică. Ok. Da. Deci seamănă ce faci acum cu ce făceai înainte. Din punct de vedere al operațiunilor, evident, e un shift, dar principiile de bază sunt acolo. Modelul nostru, spre deosebire de modelul lor, este foarte diferit din capul locului, pentru că noi am ales să ținem totul in-house, toate operațiunile, pe cei de la Lime și pe alte mari firme multinaționale din piață i-a avantajat foarte mult cu expansiunea, dar noi am considerat că sunt mai multe aspecte. Unul, controlul pe care acești juiceri, pe care l-ai asupra acestor juiceri. Și pentru unii operatori, o bună perioadă de vreme, până s-au pus niște proceduri în place, au creat mai multe probleme decât au rezolvat.
Și pe urmă mai este un aspect pe care noi l-am luat în calcul, acela de poluare, unde noi avem, folosim o dubă pentru a transporta 100 de trotinete. Probabil pentru același număr de trotinete, un operator care operează la jusări, câte trotinete pot încăpea într-o mașină? Nu știu. Și tot haosul pe care îl creează, am zis să renunțăm la el dacă putem. Iar pe viitor, când vom avea baterii schimbabile, ne va crește și mai mult randamentul. Să explic eu ce juserii, cred că puțin. Noi având o flotă foarte mare de 1000, noi nu le încărcăm noi, noi apelăm la acest partener pe care îl numim Juicer, Lime Juicer. Și cum funcționează? Noi iau o hartă și în momentul în care trotineta rămâne cu un anumit nivel de baterie, se activează un task, mă rog, o cerere de încărcare, care în schimba unei sume de între 10 și 14 RON chiar, este ridicată de o persoană care cu niște încărcătoare primite de la noi, o ia acasă, o încarcă, o pune înapoi pe stradă în niște locuri definite digital. Într-adevăr, acesta e un mecanism care îți permite o expansiune foarte rapidă. Bine, ce e interesant că avem juiceri care au la rândul lor dube, adică noi avem juiceri care au câte 100 de trotinete pentru noi. Într-adevăr, e un mix, adică sunt studenți care vor să facă 3-4, sunt oameni care vor să facă un mix business în asta și apelează la modelul de dube. Deci, practic, aceasta noi avem... Lime e foarte orientat pe comunitate și ce ne dorim e să creăm o comunitate în jurul 1. Trotinetelor, dar odată avem utilizatorii, doi acești juiceri, adică participăm și lăsăm pe alții să participe în efortul nostru de business. Și acești oameni, într-adevăr, au trotinetele, încarcă, le pun pe stradă. Repet, pe diferite profile, etc. Asta și juicerii, ca să simplific. Și, într-adevăr, și avem și noi un element de operațiuni intern, al lor este preponderent 100% operațional, elementul nostru de operațiuni intern, să zic, coafează ceea ce nu, colectează juicerii. Deci la noi, practic, e un mix. Dar credem în modelul ăsta de comunitate destul de tare, de asta, practic, îl folosim în toate țările. București merge chiar bine, deci avem o comunitate foarte activă de juiceri și suntem happy să colaborăm. Vă mulțumesc mult pentru prezența în studio. I-am avut astăzi alături de noi pe Ștefan Toma de la Wolfy și pe Luca Matescu de la Lime. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. La revedere! Mulțumim și noi. Mulțumim.